Dialog. Fără îndoială, da, da. Este o invitație la dialog și acum că mi-a spus întrebarea, e un moment bun ca să... Rezum ce am spus legat de... Dar ați vorbit de aceea anterior, dacă vă luați, spuneți că el, în sfârșit, ai cu cine el e de acord cu ideea, dar vă reprezentam în fel sau principiile USR? Dacian Cioloș a venit cu o platformă România 100 în care spune cum vrea să guverneze în continuare. A spus, dacă nu mă înșel, că așteaptă sprijin de la partide pentru acest proiect și noi venim astăzi să spunem că îl oferim, că programele sunt mai mult decât compatibile și că vrem să colaborăm în această direcție.